Deixa eu mal montar essa parte. O que é que transmite a instituição? O dia muito bom, a pessoa. Stimați consilieri, și aici se vorbește despre legea, legea din 2006-2004, numărul 91, cu privire la asigurarea instituțiilor de învățământ. Se vorbește liceul Costeș, liceul Olimp și gimnaziu de la nivelul 1 la nivelul 2. Este lege, eu s-o pot că trebuie pus la asta și la vot, și trebuie votat ca să accepte transmitere de la nivelul 1 la nivelul 2 cu prevederea din legii care sunt stipulate în lege. Doamna Andreea, vă faceți informație, da? Da, care e pricina și care e cauza? Da. Nu este nicio pricină, este nicio cauză, este legea. Este legea Parlamentului Republicii Moldova din 26 martie 2012, care modifică legile ulterioare a învățământului, legea 547, din anul 1995 este modificată și așa, Codul Muncii Republicii Moldova este modificat, legea 397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale. Adică sunt modificate în jur de legi, legea 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă. Este la mână la toți consilierii, proiectul de decizie, unde sunt toate legile este enumerate. La toate legile astea, conform legii 91 din 26 aprilie 2012, se prevede, așa cum este scris la noi în decizie, transmiterea instituțiilor de învățământ, școli, grădinițe, noi nu avem, înseamnă că merge vorba de gimnaziu și două licee care se transmit conform deciziei care o aveți, proiectul de decizie care aveți la mână. A fost că în baza legii, care legii? 91. Din 26 aprilie, da. Poftim legea. 2012, da. Respectiv, nu putem să... Legile ca atare, ele se îndeplinesc, nu se discută. Dar poate vor fi cheltuieli la transmitere și dacă vor fi cine de voastră? La transmitere, instituțiile trec cheltuielile care trec din an în an, adică salariu, salariu, lumina, telefoanele, ce mai este, energie electrică, gazele, dacă mai sunt niște cheltuieli care curente, abonare, ori niște cheltuieli curente, astea toate trec. Nu trec cheltuieli la reparație capitală. Alți cheltuieli noi nu o să suportăm, ci o să trebuiască cheltuieli pentru trecere. Alaltă ieri noi am avut un seminar unde a fost viceministrul finanțelor și a lămurit că tot o să fie pe țară, toate cheltuielile o să fie date adăugător de la Ministerul Finanțelor. La vot. Doamna Maria, deci, dar cum, care cheltuieli noi, adică le mai departe. Respectăm bugetul, adică pentru anul ăsta 2018-2012. Nu respectați bugetul 2011-2012. Ascultați dacă ați dat întrebarea. Doamna Lina. 2011 anul se încheie aici în primărie, 2012 anul se încheie aici în primărie. Dumneavoastră plecați cu bugetul pentru 2013 și cu cheltuielile trecătoare care trec din lună în lună. Lumina de luna asta se achită luna viitoare, gazul de luna asta se achită luna viitoare, salariul de luna asta luna viitoare. Adică cheltuielile este. Reparațiile capitale nu se includ la dânșii nici în... S-au propus acolo, rămân după primărie. Da, rămân după primărie, dar asta o să fie cazare Consiliu Raional, adică ei o să ne deie, dacă o să ne deie sume pentru... Deci reparațiile capitale, dacă o să le face, toate reparațiile își facă prin intermediul primăriei, clădirile sau primăriei, fost, sunt și vor fi. O să meargă reparațiile capitale numai prin intermediul Consiliul Local și Primării. Dacă nu mai are nici... Mai departe, vreau să adaug, dacă permiți. Da. Vorbim de cadrele cei ce trebuie din administrația publică locală, care trebuie să treacă la instituții. Deci două unități, 2-0-5, da? 2-0-5. 2-0-5, se trec din aparatul
din aparatul primăriei, trec la instituție. Deci un contabil șef, nu știu un contabil șef, un contabil liceu Costești, un contabil liceu Olim și 05 la gimnaziu. Din cadrele care le avem, deci sunteți obligați să-i primiți. Dacă solicită, bine nu solicită, înseamnă că valiți alt cadre. Din cadrele care se reduc din primărie, din contabilitatea primăriei, vă să propun să nu vă le dăm. Dar dacă noi le propunem și îi dăm acolo și ei se refuză, noi deja disponibilizăm și dumneavoastră primiți alt cadr. Dacă nu, nu vă putem da aici. Dar atât cât sunt cadrele aici și solicită, nu solicită, acceptă să fie transferați acolo de la, de la primărie, la instituția dumneavoastră, cei care acceptă, să am sunteți obligați să-i primiți. Cei care nu acceptă și sunt la pensie și nu acceptă și aici se reduc unitățile, înseamnă că îi preîntâmpinăm cu 30 de zile după legislație și le spunem mulțumim pentru activitate și dumneavoastră vă alegeți contabil după părerea dumneavoastră și specialiști în domeniu. Dar să știți că dacă acceptă din aici care se disponibilizează de aici, dumneavoastră sunteți obligați să primiți. Prioritate. În urmă, o să faceți ce vreți. Prioritar au drept cei din primărie, adică care la noi se disponibilizează. Așa că, în primul rând, analizăm întrebarea de aici. Dacă nu sunt de acord, dumneavoastră căutați alte cadre. Spuneți, vă rog, toată industria asta de învățământ de raion, e dispare sau nu dispare? Nu, nu. Industria de învățământ nu dispare. E să mă lești. Domnul consilier. Eu propun să dau citire proiectului sau... Dacă vreți să dau informații... Dar citire este. Deci, dacă vreți să dau informații, mulți primării sunt împotrivă, iată a fost domnul Leonaș, doamna Petre și doamna asta, mulți din primării, care sunt primăriile mici, erau că se foloseau pe, pe banii instituțiilor. La noi durerea asta de cap nu a fost și nu este, noi din contra v-am alocat bani supra cei ce au fost prevăzuți pentru instituții de învățământ. Să dai Dumnezeu să vă aloce mai departe, așa cum ați avut, ați avut anul ăsta și anul trecut. Finanțe de la bugetul local la Consiliul Local pentru reparații capitale și pentru reparații curente. Ceea ce o să fie de acum înainte, dacă o să fie de, de competența, nu că competența Consiliului, instituțiile oricum sa noastră. O să, în marea majoritate, noi o să, sunt copiii noștri, locuitorii satului Costești, instituțiile sunt la noastră, o să alocăm bani în măsura posibilităților. Dar marea majoritate trebuie de acum să uite de acolo, să mai departe, să zic de acolo. Cine este pentru aceea ca să fie transmis? Să transmitem instituțiile de învățământ la nivelul, de la nivelul 1 la nivelul 2, rog să votați. Păi, ele merg și la nivelul 2, dar ele merg și independent într-un fel, adică anume așa cum este decizia. Cine s-a obținut?